bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Învățământ de nota 11 a postului de televiziune Alba Carolina TV. Continuăm periplul și săptămâna aceasta prin școlile din județul Alba și astăzi am povosit la o școală foarte, foarte interesantă din municipiul Alba Iulia, Colegiul Tehnic Apulum. O școală pe care cu siguranță o cunoașteți, este situată în cetate, în spatele Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan. O școală, zic eu, foarte importantă prin profilul pe care îl are și spun eu și spun și alții, acest profil ar trebui să fie urmat de cât mai multe școli din țară, în sensul în care elevii care urmează astfel de școli cu profil tehnic se aleg la finalul școlarizării atât cu o diplomă de bacalaureat, cât și cu o diplomă de meserie, privind o meserie pe care și-o alege. Astăzi am invitat în studioul emisiunii pe doamna director adjunct al Colegiului Tehnic Apulum, să rămână. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și aș vrea să începem emisiunea punându-vă întrebarea pe care o pun și celorlalți colegi. Ce ne puteți spune despre istoricul acestei școli? Când a fost construită și dacă profilul școlii a fost de la început unul tehnic sau unul profesional, așa cum era înainte de Revoluție, sau probabil unul industrial? Și vă rog să vă și prezentați. Da, mă numesc Dana Orițescu, sunt directorul adjunct al Colegiului Tehnic Apulum de 3 ani. Reprezintă o școală cu tradiție în ceea ce privește învățământul profesional și tehnic. Școala a fost înființată în 1977 și, sub denumirea de Liceul Industrial numărul 4 și a funcționat în clădirea actualei Universității 1 decembrie 1918 până în anul 1997. Când a fost mutată în internatul Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan. S-au făcut reamenajări, dotări, școala arată foarte bine. În anul 2006 s-a mai produs o mișcare, să spunem, a fuzionat cu școala generală numărul 2, care se numea la acel moment școala generală cu clasele 1-8 Liviu Rebreanu, și de atunci, adică din 2006, funcționăm ca o școală mare în care elevii noștri învață începând de la învățământul, de la clasa pregătitoare, cum o numim acum, până la clasa 12, chiar a 13, dacă ne referim la învățământul seral. O școală foarte mare. Cu elevi mulți, cu minți, frumoși. Ne bucurăm de tot ceea ce avem. Ne simțim bine la noi în școală. Muncim cu drag. Suntem un colectiv frumos. Înainte de 90, de 89, când școala funcționa în sediul actual al Universității 1 decembrie, ce profiluri erau la vremea aceea? Aceleași profiluri, doar că nu se numeau la sfârșitul ciclului, elevii nu aveau calificarea de tehnician chimist de laborator, respectiv tehnician în industria sticlei și ceramicii și celelalte, o să vi le spun imediat, ci se numea Liceul Industrial numărul 4, calificările erau confecții pielării, textile pielărie, porțelan, se pregăteau, așa cum se pregătește în prezent, elevi pentru cele două fabrici de porțelan din municipiul Alba Iulia. Și singur. Astăzi, în prezent, aceleași profiluri la care am mai adăugat profilul de specializare estetică și igiena corpului omenesc, o specializare extrem de solicitată, este pe filiera tehnologică, profilul servicii. Cei mai buni elevi noștri sunt la această specializare. Un profil mai actual, mai modern. Puțin. Da, mai modern, da, pentru care în anul 2016 am primit acreditare, deci avem chiar acreditare, nu doar autorizare de funcționare pe acest profil, da. Când a fost aracipul dumneavoastră? În 2016, iunie 2016. Deci recent. Atunci ați primit și acreditarea. Da, acreditarea pentru estetică, da. Da. Ce suntem frumos. Foarte mândri, chiar la prima vizită a aracipului. N-a fost necesar să se revină cu corecturi, cu o reevaluare din prima, putem să spunem, din prima obținută acea acreditare. Și în prezent câte clase de liceu funcționează? Dacă ne referim la cele de-a 12-a, sunt 4 clase cu cele 4 specializări ale noastre. Fiecare specializare are o clasă? Dacă ne referim la 10-a, 11-a, 12-a, la 9-a sunt mai puține, din cauza faptului că sunt mai puține absolvenți de clasa 8-a, am comasat două specializări ca să nu pierdem calificările, specializările.
Și atunci câte clase au rămas? Trei. Deci cu trei de liceu și una de profesională, da. Dar una cu dublă calificare. În continuare e un liceu mare. Trei clase de liceu, putem spune că face parte din categoria liceelor mari. Cum stăm cu corpul profesoral, resursa umană? Pentru că văd că aveți specializări diverse și bănuiesc că și cadrele profesorale trebuie să fie mai diverse la capitolul acesta. Aveți specialiști în domeniile acestea de care vorbim. Păi n-am fi primit acreditare? Sigur că. Mai ales pe cadre didactice calificate și sigur că da. Și am venit cu câteva date, dacă îmi permiteți. 83,78% din personalul didactic este titular și 100% personal didactic calificat. Noi lucrați doar cu calificați. Da, da. Asta e un semn bun și părinții și telespectatorii, cei care ne urmăresc, trebuie să cunoască. Trebuie să cunoască aceste realități, sigur. Sunt îmbucurătoare. Bineînțeles. Să știe că elevii noștri sunt pe mâini bune și că primesc cele mai educație bune de calitate. Sigur că da, iar ei la finalul liceului vor primi o calificare ce demonstrează faptul că ei sunt meseriași. Sunt bine pregătiți, fiecare în specializare. Și dacă îmi permite să enumăr și specializările. Vă rog, vorba de tehnician chimist de laborator, una dintre specializări, adică laboranți, așa cum știe toată lumea. Laborant în ce? Laborant chimist. Laborant chimist, apoi tehnician în industria sticlei și ceramicii, e vorba de absolvenții care sunt noi pregătim pentru fabricile de porțelan. Acum, dacă ei doresc să continue sau nu în acest domeniu, este opțiunea lor. Noi, oricum, ei sunt bine pregătiți. Noi avem în școala noastră chiar și un atelier de ceramică, cu cuptor, exact procesul tehnologic din fabrica de porțelan, îl parcurg și elevii noștri în acel îl studiază în atelier. Acum, repet, cei care doresc să aprofundeze pot să continue, pot să lucreze la fabrica de porțelan și le recomand să facă asta, știu fiindcă pe piața muncii chiar e nevoie de... Deci, laborant chimist este una dintre specializări. Da, apoi tehnician în industria sticlei și ceramicii, Și aici aș vrea să mai fac o precizare, dacă îmi permiteți. În momentul în care elevii se înscriu în clasa 8-a pentru a intra la specializarea tehnician în industria sticlei și ceramicii, în acel nomenclator e trecut materiale de construcții. Vreau să înțeleagă și părinții și elevii că materiale de construcții nu înseamnă cărămidă, ciment, ci înseamnă faianță, porțelan, ceea ce pregătim. Așa este nomenclatorul, nu putem să schimbăm și atunci elevii mulți fug de această specializare gândindu-se că noi lucrăm cu ciment și mortar și cărămizi. Nu este deloc așa. E vorba de a-i pregăti pe elev pentru a lucra în fabricile de porțelan. Apoi, sticlă. Sticlă și porțelan. Sticlă. Acum, la noi nu este în Alba o astfel de fabrică, dar... Pentru asta sunt pregătiți, ce înseamnă silicați până la urmă, că doamnele profesori această calificare au de tehnician, de chimia silicaților. În domeniu extraordinar de frumos. Sigur. Și bine căutat. E o meserie căutată de sticlar. Sigur. Și frumoasă. Cere și artă. Da. Maestrie multă. Sigur. O a treia calificare, dar poate ar fi trebuit să încep cu ea, pentru că e una dintre cele mai vechi, e cea de tehnician designer vestimentar. Croitorie, altfel spus. Elevii noștri sunt... Vechea croitorie, care a fost, cred că, una dintre primele, nu știu, în 77, nu? Da. Una dintre primele specializări ale Liceului Industrial numărul 4, da? Acum chiar se văd câteva imagini din atelierele noastre. Ce frumos! Da, mașinile de cusut industriale foarte frumos lucrează copii. Avem două astfel de ateliere, sunt bine pregătiți. Copiii învață efectiv să lucreze. Da, să coase la mașină. Acum, cei care își doresc, știți cum e, în fiecare meserie trebuie să pui un pic de suflet. Dacă au mers pe astfel de meserie, spre astfel de profil, cu siguranță le place și vor să-și urmeze. În mare parte, în mare parte. Da. E foarte căutată meseria aceasta de croitor. Sigur, și peste tot sunt ateliere de croitorie. Nu Dacă ne uităm aici în oraș, sunt câteva ateliere și toate au nevoie de forță de muncă. Sigur că da, deci supra-solicitate. Asta vă spun pe propria mea experiență, pentru că și eu mai merg să mai modific anumite câte haine. Ceva, da, sigur. Mai luăm proporții odată cu trecerea anilor și am observat că sunt foarte, foarte căutați acești croitori. Da. Deci copiii și părinții ar trebui să înțeleagă și sper să înțeleagă faptul că sunt meserii
la modă, meserie în top și meserii după care se poate trăi. Onorabil. Sigur. Și poți să-și deschidă oricând un PFA, nu depind de alte persoane, și poți să se descurce, da, să trăiască decent din muncă. Designer vestimentar sau vechea croitorie. Chiar pot să vă spun că în anul trecut am avut un absolvent care și-a deschis o marochinărie. Bravo lui! Că, da, și o astfel de specializare. De fapt, e o clasă combinată, textile, pielărie. Și atunci, cei care, mai ales băieții, sunt înclinați și spre partea de marochinărie, de piele, confecții din piele și reușesc, dacă se străduiesc. Sigur că reușesc să, să-și dezvolte chiar propria afacere. Și pasiunea se descoperă în timp. Bineînțeles. Dacă ei tot lucrează la școală pe utilajele acestea și profesorii reușesc să le stimuleze interesul, eu sunt ferm convins că vor urma meseriile respective. Și altă calificare? Și cea de-a patra, cea mai nouă de care vorbeam adineauri, cu a fost stilist, e în domeniul servicii. Da, altă da. Meserie. Tot așa, în trend. Da. Da. E cea mai solicitată. Eu aș spune că toate sunt la fel de frumoase. Eu sunt profesor de chimie. Eu le recomand tehnician în industria sticlei și ceramicii și tehnician chimist de laborator. Acum, nu toți copiii pot să Nu tuturor copiilor le place chimia, dar asta nu înseamnă că nu e frumoasă și dezvoltă gândirea logică, așa cum îmi place să spun, alături de științele naturii. Eu industria porțelanului este de tradiție în Alba. Sigur. Și ar trebui continuată. Toată prin 1977, din câte știu eu, este fabrica de porțelan. Sigur că da, și fabrica de porțelan din Alba a avut succes și are în continuare acum atât ce a fost de stat, cât și în domeniul privat. Așa este. Așa că elevii noștri ar trebui să continue această pasiune. Da. A părinților noștri care au lucrat în fostele fabrici de porțelan și sunt ferm convins că această meserie nu va pieri nici când, nici cea de maestru în arta porțelanului și a sticlei și nici celelalte în croitorie sau, cum spuneați dumneavoastră, în estetică. Cum stăm cu practica, cu pregătirea practică? Am văzut pe micul ecran că la imagini din atelierele noastre. La croitorie aveți două ateliere de croitorie și un atelier laborator în care elevii învață împreună cu doamnele inginer. Partea de teorie o fac cu doamnele profesori inginer, iar partea de pregătire practică cu domnii maestri instructori, acum se numesc profesor pentru instruire practică. E noua denumire a... Da, și înainte de 90 existau ingineri la catedră. Da, sigur. Care, și maestri. Da, și maestri care se ocupau de partea așa practică. Așa se deci, întâmplă la fel funcționează. Sigur, sigur. Doar că s-a schimbat un pic de numire, se numește profesor pentru instruire practică și nu maestru instructor. Au multe ore, foarte multe ore de teorie cu domnii ingineri, au o zi întreagă de practică în fiecare săptămână, plus săptămâni de practică comasată, 3-4 pe an școlar. Deci ce perioadă au de practică? O zi pe săptămână. O zi de săptămână. Da, o zi pe săptămână, cei de la liceu zi, da, plus practica comasată. 3-4 săptămâni, depinde, pe an. Și în domeniul sticlăriei și a porțelanului, unde se face practica? În fabricile noastre din oraș? Nu. În curtea... Tot în școală? Sigur că da. Există atelierul de ceramică, așa cum vă spuneam mai înainte, avem cuptor de ardere a produselor ceramice și un laborator de analize tehnico-chimice. Dacă intrăm pe partea dinspre HCC, dinspre Colegiul Național HCC, chiar în față, în partea dreaptă, e atelierul nostru de ceramică. Dar în focul producției sunt duși copii să vadă și în fabrică, efectiv, cum se desfășoară procesul sigur, de producție. Sigur, se fac. Noi avem parteneriat cu fabrica de porțelan, doamnele, sunt și în Consiliul de administrație, avem membrii din... Deci elevii noștri au contact cu fabricile. Sigur, cu fabricile. Sigur, deci se fac, nu da. Pot spune că la absolvirea... Nu cunosc o fabrică, cum arată o fabrică de porțelan. Ar fi problema, dureros, ar fi extrem de dureros ca un elev de-a nostru sau elevi de-a noștri care urmează școli profesionale, la finalul școlarizării să spună că n-au văzut cum n-au arată văzut o fabrică. Da. Nu. Sunt, și văd, dar practica efectivă o fac în atelierul școală, pentru că avem atelier. Am înțeles. Ne procurăm barbotina, au forme, au cuptor, absolut tot procesul tehnologic, îl parcurg împreună cu doamna maestră și... Și produceți și produc da. Copii, reușesc mai greu cu desfacerea. Există un, știu, pavilion expozițional la școală? Da, există, dar acum...
atât cât putem. Formele pe care noi le avem sunt mai vechi. Copiii își fac lucrările de licență pentru clasa 12. Ce produc? Mai un cățeluș, o vază, o, eu știu... Veselă? Da. Atât cât, da, cât avem forme, că dacă nu avem alte forme, lucrăm cu ce avem. Dar sunt frumoase și dacă pun suflet, chiar să știți că și înainte de Crăciun am mai vândut câte, mai câte o căsuță, mai un brăduț, mai... Și materialele de cum se procură pentru o practică? Mai greu. Nu se pot obține în baza parteneriatelor cu aceste fabrici. Mai puțin. Le cumpărăm. Da, deci se pot cumpărăm. Facem comandă și cumpărăm. Cumpăra. Pentru textile cumpărăm. Am mai avea nevoie. De ce să spun că nu am avea nevoie și la croitorie de alte mașini de cusut? Avem și mai bune și mai puțin bune, dar ne-ar prinde bine altele mai noi. De cei care au fabricile astea nu își dau seama că, de fapt, tinerii respectiv se pregătesc pentru dânsi. Întotdeauna este pentru... loc de mai bine. Noi așteptăm, avem deschidere. Ați făcut propunere în sensul acesta? Am încercat. Dar... Acum, fiind privatizate, majoritatea fabricilor mai greu ni se răspunde la solicitări. Păi, în urma parteneriatelor care se încheie, știu, ar trebui prevăzut și acest aspect. Și atunci... Știu. E o problemă și cu învățământul dual, tot așa, pentru că trebuie să se investească mult și nu au, nu își manifestă disponibilitatea agenții economici pentru a investi. Dar agenții economici se plâng peste altfel, că nu au forță de muncă. Altfel, da. Dar când vine vorba de învățământul dual... Toată lumea așteaptă ca statul să pregătească. Să primească, da, gata, da. Să-i primească, gata, pregătiți, formați, dar ar trebui să înțeleagă că fără a investi în forța de muncă nu poți să ai rezultate. Sigur că da. Ați punctat foarte bine acest aspect și cred că ar trebui, știu eu, cumva stimulat interesul agenților economici pentru parteneriate mult mai strânse cu școlile tehnice și cu școlile și profesionale. Reale, parteneriate reale. Și sigur, parteneriate așa reale. Așa pe hârtie putem să scriem mult și frumos, dar chiar să existe acele parteneriate. Pentru că viitorii lor muncitori, viitoarea lor forță de muncă este pe băncile școlii și acei copii trebuie pregătiți temenic dacă vrei să ai o forță de muncă. Și baza materială să fie... Noi ne străduim cât putem să aducem la zi, dar mai greu. Deci un minus, poate mai mic, privind dotarea materială a bazei de practică. Avem, dar e loc de mai bine. Cum stăm cu practica la celălalt domeniu? Da, estetică. Sunt foarte curios, probabil și telespectatorii noștri să afle. Două ateliere, acolo este bine, mult mai bine. E mai ușor pentru că cine se oferă voluntar să fie machiat și... Nu, copiii, ei trăie singur, ajung în clasa 10-a deja, 11-a se tun băieții unul pe altul, fără nicio problemă, chiar foarte, foarte mult, foarte bine le reușește. Conștientizează elevii dumneavoastră de la astfel de profil și inclusiv de la estetică, coafură, frizerie, și acestea sunt meserii foarte nobile. Sigur. Și bănoase. Conștientizează sau fac doar așa de dragul artei, hai să facem și noi. La început, școală. Da. La început, uitați imaginile, acum sunt în atelierele de e atelierul nou pe care l-am inaugurat în 15 ianuarie în acest an, cel de-al doilea. Celălalt funcționează în celălalt corp de clădire. Asta este primul atelier. După cum vedeți, au câte două, trei puncte de lucru cu spălător, cu manechine, capete ca să pieptene să coafeze. Tot ce trebuie. Acum, ce dascăle au la practica asta? Doamne, maestrul instructor. Calificate în domeniul da, acesta? Da, sigur, sigur că da. Da, o doamnă a lucrat într-un salon de coafură, a renunțat și este la noi în școală. E titulară a școlii de aproape 10 ani. Sau chiar mai bine, nu știu exact. Cred că de prin 2007. Câți absolvenți termină la profilul ăsta de... O clasă avem. Deci o clasă și 28. În 28. Sunt, deci mai vin cam 30. Cam 30. 28 de frizeri termină fiecare, fiecare an. An. Da. Și totuși noi stăm la rând la frizerie. Ce se întâmplă, doamnă director? Păi vă spun eu. Unul urmează Politehnica. Decât cu programare.
Păi e și asta. La fel, la croitorie, stai o săptămână să ți se rezolve o haină. Doi dintre foștii mei sunt foarte mândră. Acum, în urmă cu 3 ani înainte să fiu directorul adjunct, am avut o clasă de a 12-a de estetică. Doi din băieții din acea clasă au propriile saloane, adică lucrează în saloane și tot așa cu programare, doar cu programare se poate ajunge la ei. Sunt foarte mândră de ei. Încă sunt puțini. Dar doi dintr-o clasă. Da, trebuie mobilizați, stimulați să-și ia viața în propriile mâini. Eu cred că ăsta este rostul școlilor profesionale. Învățați copiii să muncească și să-și pună în valoare talentul și capacitățile pe care le au. Dacă celelalte școli teoretice îi îndreaptă spre, domenii teoretice, spre facultăți academice, medicină, drept, școlile profesionale îi îndreaptă pe elevi spre ceva practic, spre un domeniu practic, ceea ce este extraordinar și extrem de nobil. Nu toată lumea poate fi teoreticieni. Țara asta are nevoie și de forță de muncă. Aveți dreptate, dar aceste clase sunt de liceu, sunt învățământ liceal, nu profesional. O să vorbim, dacă îmi permiteți, și despre învățământul profesional. Clasele de estetică sunt clase de liceu și atunci e normal, sunt cei mai buni elevi ai noștri, ei își doresc să-și ia bacalaureatul. Dar obțin și o calificare aici. Obțin o calificare, dar ei merg mai departe în învățământul superior. Sigur că da, dar pot urma învățământul superior câștigându-și om. E adevărat, e adevărat. Pâinea muncind. Să știți că în Occident majoritatea tinerilor au un job. De ce să nu învățăm și noi pe tinerii noștri să activeze în domeniul în care sunt pregătiți? Și cred că asta trebuie să o facem de pe băncile școlii. Dacă unul la medicină poate n-are cum să aibă un job, dar cel care studiază, politehnica sau geografia sau ar putea să aibă și un job fără nicio problemă. Aici ai problema, că termină un liceu de pregătire practică și ar putea fără probleme să-și urmeze. Și ar fi, eu sunt foarte convins, că un tânăr care și-ar lua viața în mâini de la 18 ani și-ar munci în meseria pe care a învățat-o la școală, ar fi un foarte bun, un profesionist adevărat și după ce își termină facultatea. Da, dar e un... Da, e adevărat, dar o facultate în care, dacă vrei să devii un bun specialist, totuși, nu știu dacă îți mai rămâne timp să și muncești, să și înveți, e un pic mai greu. Mai ales dacă vorbim de domeniul tehnic, da. Un inginer trebuie să-și facă orele de pregătire, de laborator, nu știu dacă mai are timp să muncească. Cred că în primul semestru, dar a fost la Hotel Cetate lansarea unui proiect privind dezvoltarea și promovarea învățământului profesional din România. Un proiect în care ISJ-ul este partener. A rămas extrem de impresionat când i-am auzit pe partenerii noștri din Germania, din Italia, vorbind despre învățământul profesional din Occident. Și spuneau că acolo se pune accent pe dezvoltarea abilităților practice la ele încă de la grădiniță. Și sunt încurajați să-și pună, în lucru aceste abilități. Cred că ar trebui să facem și noi treaba asta fără aproape nicio reținere. Copiii noștri trebuie să fie productivi. Dacă vor să fie oameni de succes. Da, da. Sau măcar pe real și uman, că e foarte greu un copil care nu are înclinare spre matematică, spre științe, să urmeze un profil tehnic pentru că nu... Eu cunosc oameni de succes, de mare succes, care și-au luat viața în mâini de la 18 ani. Sincer vă spun. Unul dintre este chiar realizator de televiziune și l-admiram ce emisiuni face și îmi spunea că el de la 16 ani muncește. Voința fiecăruia. Da, da. Trebuie să ne schimbăm mentalitățile. Și noi și copiii și să învățăm. Să înțelegem că prin muncă putem să ne dezvoltăm, sigur. Bun. Să nu pierdă timpul, că asta e de fapt problema, să pierdă prea mult timp cu sigur că da. Și tablete, telefoane și sigur. Și ne intrăm în câmpul muncii mai devreme,
amânând intrarea în câmpul muncii, intervine acea letargie și cu greu se mai integrează, știu eu, într-o activitate la 25 sau știu 27 de ani, până când consideră că ar trebui să totuși să înceapă să muncească. Da, sigur că da, și trebuie de mici. Și asta vreau să revin la ce spuneau partenerii din Occident, că și din liceu tinerii sunt deja, știu, orientați spre diferite meserii și ei nu ezită ca la terminarea liceului să înceapă să lucreze. Iar facultatea și-o fac majoritatea câștigându-și. Sigur că da, sigur că da. Asta înseamnă o țară productivă, să aibă oameni productivi. Frumos, aveți specializări extraordinare și eu cred că sunt și tentante. Da, dacă îmi permiteți, vreau doar să fac un pic referire la învățământul profesional și tehnic. Altfel spus, o clasă de școală profesională avem aprobată prin planul de școlarizare și în anul școlar următor. E vorba de specializarea textile-pielărie. Recomand părinților și elevilor cu rezultate mai puțin bune la învățătură, care nu-și doresc poate un liceu sau vor să învețe o meserie, școala profesională să se înscrie la școala profesională. Da. Cei acelor care elevi care nu vor să nu-și doresc liceul, să, nu? Sigur, nu-și doresc să urmeze liceul sau poate, eu știu, deci, mediul familial nu le permite. Deci situația finanțială oferă și această sigur posibilitate. Sigur că da, o clasă avem aprobată de învățământ profesional pe specializarea textile-pielărie. Da, e o posibilitate extraordinară. Profesionar, nu toată lumea are capacitatea să termine un liceu sau poate nu vor și atunci și se grăbesc să intre în câmpul muncii și să termine această școală profesională. Familia nu poate să-i susțină mai mult și atunci ei primesc și bursă la învățământul profesional. Ce cuantum are această bursă? Undeva la 200 de lei pe lună, dar bani oferiți de stat, sigur, drept încurajare, nu? Pentru cei care nu lipsesc, adică trebuie să aibă și frecvența la cursuri și să promoveze. Acum, noi știm că suntem un pic mai puțin exigenți la învățământ, când vine vorba de învățământul profesional, că, na. Deci diferența între învățământul profesional pe care îl oferiți în oferta educațională și cel al liceal este faptul că învățământul profesional se adresează celor elevi care nu pot să urmeze învățământ sau nu doresc. Sau nu doresc. Nu doresc sau nu pot sau nu au susținerea familiei sau vor să aibă o calificare după 3 ani de școală. Foarte bine că ne-a spus acest lucru, să știe părinții și telespectatorii noștri că există posibilitate de școlarizare și pentru acei elevi care nu vor sau nu pot să urmeze un liceu. Da, și eu mă bucur că s-a revenit la învățământul profesional și tehnic, pentru că nu toți copiii și părinții trebuie să înțeleagă că nu toți copiii pot să termine un liceu. Nu toți copiii pot să termine o facultate. Nu este o rușine să fii un muncitor foarte bun. Probabil e mai jenant să termini un liceu și să nu poți lua un bacalaureat decât să termini o școală profesională, să ai o calificare de nivel 3 și să fii un muncitor respectat la locul tău, la locul de muncă. Suntem diferiți, nu putem toți să ajungem la același absolut nivel. Absolut. Trebuie să înțeleagă. Foarte greu acceptă părinții varianta înscrierii la școala profesională și nu înțeleg. Adică înțeleg, dar trebuie să încercăm să-i convingem. Toți părinții vor ca proprii copii să termine liceul și să ajungă la facultate, dar nu se poate. Trebuie să înțeleagă că nu toți pot asta. Era vorba părinților noștri, dacă eu am muncit, copilul meu să fie domn. Dar poți să fii foarte mare domn și munci. Sigur. Și nu este o rușine. Asta spuneam. Și un croitor poate fi un domn foarte mare, ca și un... Și mai înstărit decât... Sigur. La fel și frizeri. Păi sunt frizeri de succes. Da, bineînțeles. Și sunt foarte mari domni, să știți, pentru că atâta din cât își permit să facă programări pentru clienți, înseamnă că sunt foarte căutați. Asta e problema la care trebuie să mai lupt cu părinții. Unde și avem cred că sunt mai domni decât mulți care au facultăți și mari studii universitare. Și dacă chiar își permit ulterior, pot să continue liceul la forma de învățământ seral și chiar pot să facă și o facultate dacă își permit. Nivelul de calificare obținut după școala profesională este același cu nivelul de calificare de la liceu? Nu, e nivel de calificare, e nivelul 3, iar la liceu e nivelul 4.
fie o diferență. Și care e mai bun, nivelul 3 sau 4? Cum sunt nivelurile după calitate? Nu, e același, doar că se referă la numărul de studiați. Școala profesională e de 3 ani, liceul e de 4 și atunci e normal să fie un alt nivel de... A, da, cu diploma profesională pe care obține... Poți să ocupe liceu, același loc de muncă, poți obține sigur. Același... Nu există sigur. Restricții, să-i spună, uite, dacă tu ai terminat 3 ani, ești mai puțin calificat. Nu, și nivelul 2 era pentru învățământul ăla complementar, doar de 2 ani, adică gradual sau... Deci statul oferă posibilitatea școlarizării tuturor elevilor. Sigur. După așa posibilități, după potențial. Părinți, după... Nu există scuze pentru elevii care nu vor să urmeze nicio școală. Sau care nu se adaptează, nu-și găsesc locul în... Sigur că da, nu se poate la liceu, uite, se poate la o școală profesională. Doamna director, cum stăm cu elevii, cu numărul de elevi? E criza de elevi sau aveți suficienți elevi încât să formați cele 3 clase pe care le aveți acum? Noi în fiecare an am făcut clasele, așa cum se spune. Clasele de liceu n-au fost niciodată, n-au fost probleme, chiar cu medii foarte bune și în anul trecut cea mai mică medie a fost peste 6, cea mai mică, da. Tocmai pentru că s-a introdus acest învățământ profesional, iar cei cu medii mai mici sunt... ghidați spre învățământul profesional. Nu este o problemă. Nici probleme avem pe partea de învățământ primar și gimnazial și pot să vă spun și de ce. Am făcut recensământul la învățământul pentru clasa pregătitoare și nu avem decât în circumscripție decât o 28 de copilași. Oricum 28 de copilași nu puteam să sperăm la 2-3 clase pregătitoare. Doar 28 de copii în clasa pregătitoare. Doar atât am avut în circumscripție. Ei, din ăștia unii mai merg, se mai mută la o școală, altă școală sau îi cresc bunici. O clasă? O singură clasă, da. Asta este o problemă. Circumscripția noastră are Pâclișa, Vasile Goldiș, partea stângă, zona de case cu populație, pot spune, îmbătrânită, mai mult bunici, mai mult, și atunci nu avem copilași în circumscripția noastră. Scăderea populației în România. Pâclișa, Recea, asta este circumscripția noastră. Din păcate, tot mai puțin copii se înscriu la școală. Da, și la clasa 8-a sunt mai puțini, dar fiind o clasă, un liceu cu așa specializări frumoase... Și în prezent câte clase pregătitoare aveți? Două? Una. Deci tot cu una veți merge? Una, păi... Da, nu putem să... Ne-am dorit. Și la învățământul primar, tot cu câte o clasă. Da, cu câte o clasă, da. Până la 8-a. Tot cu câte o clasă. Cu câte o singură clasă. Noi ne-am dorit, părinții trebuie să înțeleagă că toate școlile sunt la fel de bune, că în toate școlile se muncește. Problema e că, nu știu, apar așa unele școli care au... Deci așa ați început. De vipuri, să spunem. Deci așa ați început cu câte o clasă, da? Da. Deci vă mențineți. Deci păi ne menținem, dar ne-am dorit să înțeleagă părinții că în toate școlile se muncește și la noi. Muncim foarte mult, suntem bine pregătiți. Majoritatea domnilor profesori sunt cu gradul 1, chiar și cu doctorat la limba română. Muncim, suntem bine pregătiți, dar... Nu știu, de multe ori părinții își duc copiii la alte școli. Am fi vrut mai mulți copii să înțeleagă că muncim și ne dorim să ne dezvoltăm, mai ales că avem două corpuri de clădire și în corpul care a funcționat școala Liviu Rebreanu e doar învățământ primar și gimnazial. La noi nu sunt amestecați copiii. La parterie doar învățământul primar, ca să nu cadă cei mici pe trepte. La etajul întâi doar învățământul gimnazial. La etajul 2 sunt cabinete de informatică, de engleză. Am făcut cabinet de științe, de care sunt tare mândră. Au tot ce le trebuie. Tot. Avem sală de sport. Am făcut, începând din 15 ianuarie, funcționează și sală de mese, pentru că cei mici ai noștri de la învățământul primar funcționează în forma de învățământ alternativ step by step. Și atunci, ca să nu fie probleme cu deplasatul... Cine finanțează acest program? Părinții. Părinții plătesc pentru 10 lei este pe zi. Ei stabil, părinții stabilesc de comun acord. În asociația... Asociația de părinți nu se implică. Avem și asociația de părinți? Nu. Asociația de părinți pe clasă, dacă... Am înțeles. Da.
Avem imagine acum pe micul ecran, da, din școala dumneavoastră. Da. Arată foarte bine clasele. Foarte bine. Toate sunt zugrăvite cu uși termopane. Baza materială... Asta e cabinetul de științe, e nou și acesta. Sala de proiecție și asta este nouă, e din toamnă. Avem CDI, avem... Apropo, tot, cum stați cu CDI-ul? Foarte bine. Da? Două CDI-uri avem. Am avut unul din 2000... cred că 7-8, nu mai știu exact, și am făcut și al doilea, de fapt, am numit sală de proiecție, pentru că aveam nevoie, nu mai făceam față cu atâtea clase, cu un singur CDI, și atunci mai vin, mai promovează oferta educațională, universitățile, mai facem tot felul de activități de parteneriat, deci atunci avem nevoie de spațiu, nu ne putem desfășura într-o sală de clase, și am făcut cel de-al doilea, pe care l-am numit sală de proiecție, ca să difere de... De primul, de ce și laboratorii de informatică arată două laboratoare de informatică, da, două laboratoare de informatică. Vreau să vă mai spun despre sala de, despre cabinetul de științe, a fost ideea mea. V-am spus că sunt profesor de chimie și TIC, dar chimia e așa în sufletul meu. Și am văzut că elevii la sfârșitul claselor a patra, clasei a patra și a șasea, au evaluarea din matematică și științe. Științe însemnând fizică, biologie, geografie, chimie. Și atunci am strâns baza materială într-un singur laborator. Acum n-am, chimia n-am putut, pentru că acolo sunt alte reguli de manipulare a ustensilelor și a reactivilor, dar de fizică, biologie și geografie, cu hărți, cu planșe, ca să vadă copiii interdisciplinaritatea. Că de multe ori ei studiază la biologie, la geografie, la fizică și nu văd conexiunile între ele. Și atunci am zis că punând la un loc toate acestea, îi pregătim pentru evaluările astea naționale și au... totul la, da, la îndemână. Nu se poate fizică fără matematică, da, sau chimie fără sau fizică fără biologie și sigur că, da, sunt fenomene pe sunt care... Sunt legături strânse între sigur, sunt materii. Științele naturii, da, da. Și le place. Și cabinet de limba, de limbi străine, că avem acolo multe volume în engleză, franceză și germană. Noi avem și clase în germană, în învățământul gimnazial și clase de intensivă engleză. Sunt acum clasa a șasea și cei care sunt în a patra o să fie testați. O școală de top. Putem spune o școală de top. Ne-am dorit să avem mult mai mulți elevi la învățământul primar. Nu cred că sunteți afectați nici de scăderea populației școlare pe țară sau pe județul nostru. Am văzut că totuși aveți 28 de copii într-o clasă, în clasa pregătitoare. Nu-i puțin. Deci se formează clasele și asta înseamnă că există atracții spre școala dumneavoastră. Da, dar noi ne dorim un pic mai mult. Nici clase prea mari nu sunt indicate, pentru că este foarte greu de lucrat, da. Numai așa că veți face două avem clase. Avem și mai mulți în învățământul liceal, da, sunt clasele acum cu 28, așa sunt în legea educației, 28 da. La nivel liceal, dar avem și mai mulți. Sau da, transferat, sau, na, știți cum e, elevii se mai mută de la o școală la alta. Ceea ce nu-mi doresc este să... stopez un pic, unii dintre ei, puțini, își exprimă dorința de a se muta în clasa, la sfârșitul clasei a 11-a la alte licee, unde nu dau bacalaureatul din matematică. Și asta mă... Matematica e o mare problemă. Da, este o problemă. Noștri. Și eu încerc să le explic că matematica e foarte importantă, că le dezvoltă gândirea lor. Am tot felul de discuții și cu părinții și în general reușesc să-i conving. Trebuie să înțeleagă că un bacalaureat din matematică, din fizică, ca să adau ai noștri, sau matematică și biologie, le dezvoltă gândirea și că oricând pot merge, pot continua studiile la o facultate pe domeniul uman. Dar, dacă ei se îndreaptă spre un liceu uman, dau bacalaureatul doar din istorie și geografie, nu o să mai poată niciodată să facă o politehnică. Sau științele economice, unde... Știți, se rup de matematică și eu încerc, reușesc de cele mai multe ori să-i conving. Asta este părerea mea și mi-o mențin. Poate că n-ar fi rău, știu, examene mai diferențiate, pentru că nu toți elevii au capacitatea și știu, talentul, că trebuie un talent să înveți matematica și atunci n-ar trebui nici să le creăm, știu eu, suferinți prea mari pentru că nu reușesc să reușesc, intre în tainele matematicii. Dacă se străduiesc un pic, reușesc.
sau cel puțin o matematică la, așa, știu, la nivel elementar. Copii, nu știi, și sunt deștepți, doar că... ocazia să studieze, să aprofundeze probabil alte materii spre care au inclinație. Este într-adevăr o fugă de matematică și nu numai la școala dumneavoastră, în general am auzit elevi... Da, în clasa 12-a doresc să... Am auzit elevi... spunând că nu vreau să mai urmez profilul respectiv din cauza matematicii. Sau vreau să-mi iau bacul. Sau vreau orice să-mi iau... preț. Sigur că da. Și posibil atât. Că în viitor se vor găsi soluții ca acest bacalaureat să fie trecut și absolvit cu de cât mai mulți dintre ele. Chiar dacă dau la matematică, dacă au făcut 4 ani de matematică, totuși trebuie să li se acorde această posibilitate. Știți ce le-aș mai spune părinților? Că trebuie să studieze un pic și piața muncii și să vadă că e un mare deficit de ingineri. Și atunci trebuie să îi îndreptăm spre matematică, trebuie să-i ajutăm să-și ia bacalaureatul și În inginerie trebuie matematică. Care vrea să urmeze acest domeniu. Că acum în avocatură, e deja un... inflație de avocați. Și atunci trebuie să se orienteze, să vadă un pic unde sunt locuri de muncă, unde îl ținem în facultate pe un copil, dar pe urmă va avea unde să se angajeze. De ce să nu îl ajutăm să învețe matematica, să-și ia bacalaureatul și să facă o politehnică? Dar totuși... În industria chimică nici nu știu cine mai lucrează în industrie. Da, e nevoie de ingineri, de sigur. Nu mai sunt, sau știu, lucrează e nevoie de ingineri în toate, sigur. Dar în ingineri în domeniul construcțiilor, în construcții de mașini, în drumuri și poduri, există, să știți, o mare deficit. Cum sigur, știu, da, știu. Și atunci? Și sunt pierderi foarte mari și la universități. Ce de făcut? Ce credeți că trebuie să facem? Să ajutăm să învețe matematica. Normal, dar cred că ar trebui lucra mai mult și cu părinții. Da. Păi asta e o problemă și eu consider un punct slab al școlilor, în general, comunicarea cu... Nu e vina școlilor, e vina părinților, că acum îi învinuiesc. Nu se implică mai mult. Știți ce am remarcat eu? Că în învățământul, și toată lumea, în învățământul primar, vin în fiecare zi la școală. Acum, conform ROFUIG-ului, sunt obligați în fiecare zi să-i aducă pe copii până la clasa 4-a părinții și să ia la ora 12, la 16, când se termină programul. Se interesează foarte mult. E perfect, e foarte bine. În învățământul gimnazial scade. Deci scade interes, sigur. Iar în învățământul liceal nu-i mai găsim pe părinți, decât în situațiile limită în care îi sunăm. Foarte, foarte greu răspund la solicitarea școlii. Ori adolescenții au nevoie de părinți. Au nevoie să îi susțină, să îi verifice. Atunci sunt lăsați liberi când au cea mai mare nevoie de sprijinul părinților. Și foarte greu luăm legătura cu familiile. Asta este problema. Probabil și părinții sunt năuciți de grija zilei de mâine. Cu siguranță. Sunt copleșiți de probleme. Serviciile sunt grele. Locurile de muncă se găsesc tot mai greu. Într-un fel, au și o scuză. Dar când vine vorba de copii... Copiii au nevoie de susținere. Și atunci scuzele nu se mai... Sunt mulți și copii. Nu-și mai găsesc rostul. Deci copiii au nevoie de părinți, au nevoie de noi tot timpul. De ambii părinți. De ambii părinți tot timpul. Mai ales la începutul și la finalul școlii, iar părinții trebuie să conștientizeze acest aspect. Din nefericire. Și ce modalități găsiți de a lua legătura cu dânșii? Telefonic de cele mai multe ori, domnii diriginți noi comunicăm foarte bine la nivelul școlii. Vreau să vă spun că în 2006, când am venit la Colegiul Apulum, de la o altă școală din oraș, mi se părea că exagerează. Mă gândeam, doamne, dar profesorii ăștia sunt prea apropiați de copii, venind dintr-o altă școală, mi se părea că se exagerează un pic, dar e o relație strânsă între colegi, domnii profesori și elevi și relația cu părinții încercăm să o menținem cât putem noi de vie, să spun. Și eficientă. Apar probleme, mai le discutăm, chemăm părinții la școală și astăzi, 4 părinți
avut la școală cu care am discutat. Trebuie. Problemele sunt ale copiilor, nu ale școlii. Și atunci trebuie să le rezolvăm împreună. Mai intră și în acțiune, să spun, și psihologul școlii. De multe ori, au nevoie. Au nevoie pentru că familia de multe ori nu știe ce trebuie să facă. Și un cadru specializat... Trebuie să se sfătuiască cadrele didactice cu părinții pentru a găsi cea mai bună soluție pentru elevii, dar primul pas e relația bună între profesori și elevi. Foarte apropiată e relația la noi între Dacă există o relație strânsă între părinți și profesori, cu siguranță și parcursul elevului va fi unul sănătos. Sigur. Altfel riscăm să îi pierd părinții și vin și ne spun ce să-i mai fac, nu mai știu ce să-i mai fac, l-am pierdut, nu mă ascultă, nu... Dar din păcate există și astfel de situații. Da. Există și astfel de situații. Dar nu sunt multe, dar sunt. Și sunt modele greșite pentru ceilalți. Școala are, știu, datorie de a trage semnalul de alarmă. Sigur, acolo unde sigur, vede sigur că sunt probleme. Și chiar suntem pe fază, pot să spun că sunt pe fază. Mă bucur că sunteți precauți. Ratăm, da. Și totuși, din totalul absolvenților dumneavoastră, știu dacă aveți o statistică așa, cam câți reușesc în carieră? Știu, domnule, a terminat un profil tehnic, să văd că se duce spre școală tehnică sau începe o afacere în domeniul respectiv. Aveți cunoștințe? Mi-o spuneați de câțiva elevi de-a noastră că și-au deschis propriile lor afaceri. Asta e un lucru extraordinar de bucurător. Nu pot să vă spun. Sunt diverse. Mulți merg spre Universitatea 1 decembrie. Deci au terminat un profil tehnic și se duc spre profiluri teoretice pe urmă. Școli post-liceale. Din clasa mea aveam 3 eleve care au urmat școala post-liceală la Sibiu. Sunt asistente medicale. E așa un mozaic. Nu pot să spun că merg spre... Și orientarea în carieră și orientarea profesională are un rol fantastic în liceu. Da. Deci liceul, știu, trebuie să, cum zicea dumneavoastră, împreună cu părinții, să le stimuleze elevilor interesul spre cariera vor ei să urmeze. Și ziceți că majoritatea se duc spre alte profesii. Cei care își iau bacalaureatul merg spre învățământul superior, dar spre alte specializări. Foarte interesantă atitudinea asta. Și... De la învățământul profesional, cei pe care i-am mai... Și de la învățământul seral, acolo, în general, ei vin să-și completeze studiile lucrând în domeniul respectiv. Atunci când nu va mai fi nevoie să ne facem programare la frizer, și la proiector, va fi un semn extraordinar de bun că în sfârșit Colegiul Tehnic Apulom a reușit să stimuleze interesul elevilor pentru aceste meserii și să le urmeze întocmai. Eu cred că se poate. Insistând mai mult asupra aspectelor respective, cred că elevii noștri pot fi, știu eu, stimulați și învățați că se poate trăi din aceste meserii și se poate trăi bine. Da, numai să-i ducem să vadă cum se lucrează într-un atelier de croitorie, ce, știu, ce flux de muncă este acolo, sau la frizerie, unde stau câte 4-5 la rând ca să prindă un loc pe scaun. La fel și doamnele la coafură sau la machiaj. Sunt câteva saloane de aici, în oraș, extrem de căutate și de solicitate. Deci trebuie să conștientizeze tinerii noștri că dacă învață meseria asta așa cum trebuie, pot să fie domni, apropo de domnie. Parcă își doresc mai mult, da. Noi ne bucurăm de toți absolvenții noștri, pentru că mai devreme sau mai târziu ei își găsesc locul și rostul, da. Se trezesc mai târziu unii, dar înțeleg până la urmă că trebuie să muncească și că sunt ingineri, că sunt muncitori, orice ar fi, noi ne bucurăm că sunt absolvenții noștri și îi găsim, regăsim cu drag în diferite locuri prin oraș. Vreau să vă întreb să vă pun o întrebare destul de actual. Cum stăm cu siguranța în mediul școlar, în școala dumneavoastră? Mulți părinți poate se întreabă când își trimit copiii la școlare,
copilul meu este în siguranță la școală? Există riscul să fie agresat fizic și verbal? Există riscul, Doamne ferește, să știu, să aibă legătură cu niște toalete neigienizate sau există riscul, știu, de incendiu, Doamne ferește? Există siguranță în școala dumneavoastră din punctul ăsta de vedere? Da. Adică părintele să știe atunci când își trimite copilul la școală, să știe că este în siguranță. Da. Elevul copilului este în siguranță. Sub toate aspectele. Sub toate aspectele pot să spun că sunt în siguranță. Nu se pune problema de incendiu. În fiecare an noi organizăm simulare de incendiu, simulare de cutremur, mai multe astfel de activități, în special la cei mici, că ei se... Sunt autorizațiile mai... sanitare? Le avem pe toate, deci suntem în regulă cu autorizațiile, sigur. Grupurile sanitare sunt... La standard. Da, sigur. Da, chiar și pentru, da, cu handicap, în fiecare din cele două corpuri de clădire există grupuri. Deci există și... Și pentru, da, da, da. Asta e un lucru există de menționat. Există un băiețel în clasa 6-a, în scaun cu rotile și atunci. Deci și astfel de persoane... Dar e un elev de nota 10, da. Ne bucurăm să auzim da, asta. Da, și avem, e amenajat. Da. Sunt în siguranță, vă spuneam că cei mici sunt în corp de clădire separat și atunci sunt doar ei cu ei. În curte nu se pune problema. În momentul în care se deplasează cei mici, acum la ei trebuie să fac mai mult referire, la sala de sport sunt însoțiți fie de doamna învățătoare, fie domnii profesori de educație fizică vin și îi duc la sala de sport și apoi îi aduc înapoi în sala de clasă. Nu se pune problema. Acum, o mică problemă ar fi, eu știu, faptul că nu avem un gard să ne... Împrejmuirea, da, da, nu suntem separați de Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Pe noi nu ne deci deranjează. Problema cu pe noi nu ne deranjează. Doar că ei pot problema. Să iasă. Atât pe la noi nu putem să închidem o poartă când e deschisă cealaltă. Și atunci... Da, împrejmuirea cu exteriorul e este rezolvată. Este făcută, sigur, sigur. Deci asta e important. Da, faptul că copiii sunt în siguranță. Nu există gard între Colegiul Apulun și Aștici. Nici nu ne-l dorim. N-ar fi o problemă. Nu ne-l dorim, nu. Mai bine un teren două de sport, dacă ar fi să discutăm despre spațiul dintre cele două instituții. Cum stăm cu disciplina în școala noastră? Bine. Cazul de copiii noștri grave sunt cumiți grave nu. Grave, așa nici năzdrăvăni, că mai spargem un geam, că mai rupem, mai dăm cu piciorul într-o ușă și mai stric. Se întâmplă. O altercație fizică a fost? Da, mici. Nu, altfel nu putem vorbi de acte în incinta școlii. Se vorbește mai nou? Cei de la învățământul profesional, mai în afara școlii, dar în incinta școlii nu. Deci n-ați avut nu, probleme, sunt supravegheați, sunt profesori, există profesori de serviciu pe fiecare etaj. La noi sunt în fiecare zi 5 profesori de serviciu. Și școala mare. Da, da. Un singur profesor n-ar face față. Și bănuiesc că și supraveghere video peste tot. Pe holuri, da, în una din, pe holuri în ambele clădiri, în sălile de clasă, nu doar în una din clădiri, deocamdată. Se vorbește mai nou și de violența psihică. Există așa ceva? Nu. În sensul de a, știu eu, fi dascăl mai agresiv verbal cu elevii, n-au existat plângeri din partea părinților. Vai, a venit copilul meu acasă tulburat că a fost jignit sau a fost agresat verbal. Nu, nu sunt cazuri. Nu, v-am zis că asta. Noi suntem foarte, eu cel puțin sunt extraordinar de apropiată de eu îi azi îi cert, ne împăcăm. Ne dați vești nu, bucurătoare. Noi suntem foarte, vă spuneam și mai, foarte apropiați de copii și e o relație bună, constructivă. Nu, la noi nu există barieră între toate ziua sunt la ușa sălii profesorale, mai... Da, nu. Deci copiii sunt încurajați să comunice cu dascăl. Sunt deschiși, comunică, da, asta da, este da, foarte da. Important. Bine, în limitele... În limitele normalului. Da, da, da. Cum stăm cu rezultatele școlii la învățătură sau la activitățile practice pe care le aveți la liceu? Știu, există, știu, rezultate care se iasă în evidență sub anumit aspect, știu, la olimpiade, la concursurile de meserii sau...
Aveți, da, aș vrea să încep chiar cu concursul care la care au participat elevii noștri sâmbătă la Sibiu, un festival național la care au obținut 3 premii întâi. Ce concurs a fost la Sibiu? Un festival național la Colegiul Cibinum din Sibiu. Festival Național. Pe meserii, da, au obținut, da, la toate secțiunile au obținut premiul întâi, pe estetică, pe... Ce frumos! Da, tehnician chimist de laborator, da, la toate au obținut premiul întâi și 3 premii întâi, 2 premii doi și o mențiune sau în două. Ce constă aceste concursuri și teorie și practică. Da, și eu am făcut și un licee industrial, și era înainte de Revoluție, toate au fost licee industriale, s-au transformat liceele teorice în licee industriale și eu am participat la un concurs pe meserii și mi-amintesc că se dădea o probă teoretică și până o probă practică. Da, așa acum a fost. Cum se desfășoară? Acum s-au dus cu proba în practică realizată. Concret, au făcut săpunuri. Cei de la chimie industrială au făcut săpun, dar în laborator. În laborator la școală. Da, și s-au dus cu măstrele săpunuri din ulei de palmier, ulei de ricin, din mai multe uleiuri, da, și s-au dus cu parfumurile și cu referate și expuneri în prezii. Iar juriul a pus întrebări. Au concurat cu produsul și materiale teoretice pe baza rețetei și... Da, iar juriul a pus... Dar la coafură nu s-au putut duce. Nu, acolo au coafat. Da. Acolo merg, la astfel de concurs, merg câte doi. Un elev pe post de manechin și celălalt pe post de... Ce frumos! Păi, să spunem telespectatorilor când mai aveți ore de practică, merg să mergem să ne întâlnim la colegiul 4. Da, vă așteptăm cu drag! Acolo avem chitanțier. Super! Foarte bine! Probabil nici, sub nici, piețe, nici în casări, mai... Da, și la atelierele de propriu, e o idee extraordinară. Mici în casări, dar mai facem. Da, și urmează tot pe cele 3 specializări ale noastre, un concurs la Arad în luna mai, organizat în parteneriat cu Universitatea de Vest Vasile de Goldiș și Liceul Francisc Newman, sper să nu greșesc numele. Deja sunt concursuri cu tradiție, cred că e a 5-a ediție la care participă elevii noștri, tot așa îi așteptăm cu premii consistente. Ce? Sunt rezultate. Asta demonstrează că se face școală. Da, și se învață și meserie. Da, și se învață și meserie. Da. Extraordinar. Foarte. Eu nu vreau să știu să critic liceele teoretice, dar liceele acestea tehnice oferă o dublă șansă. Sigur. Elevilor. Dacă celelalte licee teoretice, cum spunea și domnul director de la ASCE, noi le oferim doar elevilor posibilitatea de a merge spre o facultate, universitate de top. Da. Uitați că colegiul acesta tehnic și probabil și alte colegii tehnice oferă o dublă șansă. Da. Aceea de a face și o școală teoretică și de a urma o facultate oferă și posibilitatea de a avea o calificare bună, ceea ce este de mare preț și de mare valoare. Sigur. Și cred că părinții noștri urmărind această emisiune, telespectatorii noștri și părinții care au elevi în clasele terminale de gimnaziu, să-și îndrepte copiii spre aceste școli care îi așteptăm cu drag. Sunt școli de succes. Mai avem și alte rezultate? Da, sigur. În anul trecut am avut, în anul școlar trecut și elevi din clasa 8-a participat la Olimpiada Națională de Istorie și sunt rezultate și la Olimpiade. Deci, avem rezultate și pe partea teoretică. Și am avut rezultate foarte bune și la clasa 8-a la evaluările naționale. Da, sigur. Aș vrea să vă mai, dacă îmi permiteți, să vă amintesc cele 3 proiecte de care suntem foarte mândri, proiecte înscrise în calendarul activităților educative regionale cu vechime. E vorba de proiectul Nu uita că ești român, care e deja la ediția a 9-a, o să fie în acest an, în luna aprilie, ediția a 9-a, coordonat de doamna profesor Jurca Mihaela. Apoi concursul... Cu ce tematică este acesta? Păi, Nu uita că ești român, anul acesta e legat de, de centenar, 100 de ani de la Maramure. În ce constă? Știu, referate? Simpozion și toate se finalizează cu un volum cu ISBN în fiecare an, cu publicații ale cadrelor didactice. Apoi concursul pe care îl organizez eu a fost în acest an ediția 6-a, PC între util și plăcut. Eu sunt titular pe tehnologia informației. Așa. Și
e normal să organizez concursul acesta. Deci între util și plăcut. Da, așa am pornit în urmă cu 6 ani și am păstrat. Bine, în acest an am mers pe dezvoltare durabilă, că așa am considerat. Eu în fiecare an schimb un pic tema. A fost vorba de expoziție de desene, prezentări PowerPoint, prezi, pagini web. Și cel de-al treilea, care e un pic mai tânăr, în lumea culturii anglosaxone, e un concurs în limba engleză și germană, în parteneriat cu liceul, cu seminarul teologic, al cărui coordonator este doamna profesor Mihalca Andreea, de limba engleză. Deci, suntem foarte mândri, sunt multe, 3 în caer, rezultate. Dintr-o școală, eu zic că sunt multe, muncim mult, foarte mult la aceste proiecte. Sigur. Și suntem mândri. Deci rezultate care arată că muncă. Că muncim mult, 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 cât putem. Doamne, zic că școala e pe primul loc. Sigur. A fost o mare plăcere pentru mine și cred că și pentru telespectatorii noștri să vă avem invitată în emisiunea noastră. Ne-ați făcut o prezentare extraordinar de frumoasă a școlii dumneavoastră, a Colegiului Tehnic Apulom. Am văzut că se poate face și școală, se poate învăța și o meserie la școala dumneavoastră, ceea ce este un lucru extraordinar. Încheiem aici emisiunea noastră, ne fac semne și din regie că timpul nostru de emisie s-a încheiat. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați avut răbdarea încă o dată să fiți alături de noi la această emisiune. Vă dorim toate cele bune. Doamne ajută!